Începe Mini TV Show. Începe o emisiune specială cu o moderatoare surprinzătoare. Intră în platou Denisa Pârvu. Este duminică, așa că ne întâlnim din nou. Și astăzi vom avea parte de o ediție deosebită. De ce? Veți vedea imediat. La pian se află deja domnul Radu Grațianu, căruia îi mulțumesc pentru colaborare. Pentru a demara, mai trebuie să invităm în platou încă două persoane. Prima este producătorul emisiunii. Cine alta decât domnișoara Irina Haideț? Bine ați venit! Ce faci? Ești pregătit? Da! Eu să știi că vreau să-i surprindem pe telespectatorii noștri cu această ediție, da? Da! Bun! Mult succes! Mulțumesc! Și acum ni se va alătura invitatul special. Aștept cu nerăbdare să-i aud prezentarea. În profesia sa are cotă de top. Asta înseamnă că este printre cei mai buni. Are abilitate, viziune, talent și răbdare. În 3-4 ore poate schimba radical înfățișarea cuiva. Îl poate face de nerecunoscut. Coafiura și machiajul la nivel profesional nu au secrete pentru doamna Nina Gândea! Bine v-am găsit! Și eu! Vă rog să luați loc! Mulțumesc! Mă bucur că ați reușit să ajungeți la mine în emisiune! Denisa, eu trebuie să spun că este emisiunea noastră. Pentru că, uite, fără ajutorul echipei TV, această emisiune nu ar avea loc. Este trebuie adevărat să le mulțumim, da? Pentru că este o întreagă emisiune aici și o întreagă echipă care muncește la această emisiune. Așa că, aplauze! Domnișoara Irina! Ia spune! Ce selecție ați făcut pentru astăzi? Ei, să știi că astăzi cine este artistul secret? Păi am o surpriză și dacă este un artist secret, eu vreau să rămână secret. Oh, eu cred că acum foarte important este invitatul pe care îl avem în această emisiune și trebuie să audă și telespectatorii ce întrebări va avea acest invitat al nostru și care vor fi răspunsurile. Ce zici? Da, am foarte multe întrebări. Iar să știi că, uite, spun așa, artistul face parte din Academia Copiilor și mai mult decât atât, a fost ridicat la un grad superior, iar acum este în proiectul Academicienii Show-ului. Mai mult, surpriză! Sunt curioasă cine este. Doamna Gândea, am înțeles că și pielea trebuie hrănită și îngrijită precum restul corpului. De când trebuie să ne îngrijim de așa ceva? Îngrijirea se face încă de la vârsta de 12 ani, deoarece pielea are nevoie de îngrijire, apar schimbările hormonale, maturizarea în procesul de schimbare al adolescenților și atunci ea trebuie îngrijită mult mai atent. De aceea este necesar să dăm o atenție sporită asupra tenului. Dar ce presupune o îngrijire corectă? Eu trebuie să mă ocup de așa ceva? Dar mama sau bunica? Sigur că da. Toți trebuie să ne preocupăm de ten. Dacă vorbim despre vârsta ta, este bine să știm că curățarea este foarte, foarte necesară. De exemplu, spălarea cu un săpun moale, cu un pH neutru. Ce înseamnă curățare? Curățare înseamnă spălarea tenului cu un săpun. Ce fel de săpun? Un săpun cu un pH neutru, de exemplu. Ce înseamnă pH? pH înseamnă pielea specifică fiecărui ten are un pH.
el este de la 4,5 până la 5. Este bine ca fiecare dintre noi să știm să ne îngrijim. Grad de aciditate, nu? Exact, gradul de aciditate. Te-am pus la încercare, dar ai știut. După această curățare cu un săpun, este bine să clătim din abundență cu apă călduță tenul. Dacă vorbim despre mama și bunica, atunci este necesar să știm că mama și bunica trebuie să folosească o demachiere mult mai complexă a tenului, o îngrijire mult mai atentă, o hrănire adecvată tipului de ten, cu produse, eu în general recomand produsele cât mai naturale. De exemplu, cele bio, pe care știm foarte bine în ziua de astăzi, că sunt de top. Între mama și bunica este diferită îngrijirea? Sigur că da, este vorba practic de vârstă. Și de aici pornim în funcție de vârsta fiecăruia, pornim cu îngrijire. Nu am prevăzut bunici care se machiază. Se machiază și bunicii, sigur că da. Acum o să vă întreb ceva neașteptat. Dar și bărbații se îngrijesc sau nu mai se bărbieresc? Sigur că da, și bărbații trebuie să se îngrijească. De exemplu, hrănirea pielii. Sunt game specifice pentru bărbați, iar hrănirea pielii cu creme specifice lor. Dar cei care poartă barbă ce au de făcut? Cei care poartă barbă trebuie să folosească produse ca spuma de ras. Trebuie să folosească după spuma de ras. La barbă? La barbă. Am auzit că sunteți specializată și în machiaj de film și de televiziune. Ce le deosebește de machiajul obișnuit? Cel de televiziune se face mult mai gros. De exemplu, fondul de ten, blașul, pudra se folosesc în mai multe straturi, iar culorile trebuie să fie opace și mate. Dacă vorbim de cel de film, atunci este o foarte mare diferență. În general, cel de film se fac machiaje mult mai light, mult mai naturale. Iar dacă vorbim de efectele speciale, deja vorbim de prostetică, vorbim de mulaje, vorbim de transformări, cum ar fi îmbătrânirea, întinerirea și așa mai departe. Ce cuvinte! Ce complicat! Doamna Gândea, eu, chiar dacă am 11 ani, apar foarte des în spectacole și la televiziuni. Domnul Inuan și domnișoara Irina nu ne-a permis să ne machiem. Totuși, nu ar fi normal să folosesc și eu machiajul? Nu. Normal ar fi să-ți păstrezi tinerețea. Ai un foarte mare avantaj pentru că pielea ta este cât se poate de frumoasă și de naturală. Sfatul meu ar fi doar să folosești în emisiuni un simplu gloss pentru buze și cred că ar fi mult, mult mai bine pentru tine. Mulțumesc! Cu plăcere! Domnișoara Irina, dumneavoastră ne pregătiți mereu surprize. Care este cea de astăzi? Ești curioasă? Sunt foarte curioasă! Spuneți-mi! Foarte, foarte curioasă! Foarte, foarte! Păi, surpriza de astăzi se numește Evelin Iulia Dicu. Este din Râmnicu Vâlcea. Este o domnișoară foarte talentată, o domnișoară care este aproape de Academia Copiilor și aproape de toate proiectele de câțiva ani buni, de când era mică, mică, iar acum este o domnișoară de toată frumusețea. Mai mult nu aș vrea să spun, aș vrea să descopere telespectatorii. Comes to me tonight, God, I need you. Anyway, baby, I just wanna be
be around you all the time. God, I need you. I need you. I'm running out of scared tonight. I'm running out of scared of life. I'm running out of scared of breathing. 'Cause I adore you. I'm running out of scared tonight. I'm running out of scared of breathing. 'Cause I adore you. Comes to me, comes to me a bit more. There's nothing left to me to say, baby. It's so darling. If you want you all the time, God, I need you. I need you. Sigur că da. Ți-a plăcut? Foarte mult. Ei, înseamnă că atunci o mai invităm în această emisiune, nu? Ce zici, Denisa? Da, cu siguranță. Ok. Abia aștept să văd ce răspunsuri mai are doamna Gânda pentru telespectatorii noștri. Eu zic să schimbăm subiectul. Eu vreau să am un păr frumos. Presupune și el o îngrijire specializată? Absolut. Și părul trebuie îngrijit, ca și tenul. O atenție sporită trebuie să dăm asupra părului, pentru că el în fiecare zi este și el agresat de către mediul înconjurător. Este bine ca părul să fie spălat, nu în fiecare zi, ci odată la 2-3 zile, ca vârfurile, da, să fie tăiate la o lună și jumătate, la 2 luni, spălarea lui să se facă cu șampoane specifice fiecărui tip de păr. Niciodată, da, când spălăm părul, nu trebuie să frecăm rădăcina cu unghiuțele, ci cu buricele degetelor, pentru a stimula circulația sanguină și pentru a nu spori mătreața. Ah, interesant! Și mai ales, trebuie să aplicăm măști pentru păr. Măștile le puteți procura sau face în casă cu ingredienți naturali. Măști? Sigur că da, măști pentru păr. Măștile nu se pun pe față? Măștile se pun și pe păr. Ciudat. Dar de uleiul de ricin ce ne spuneți? Uleiul de ricin este foarte bun. El mai mult grăbește creșterea firului de păr. Și întotdeauna se dă, deci, de la rădăcina firului de păr. Deci îl pot folosi? Și dacă da, cum? Îl puteți folosi, dar nu simplu, ci într-un amestec de cu alte ingrediente, ca să zic așa, naturale. Cum ar fi un gălbenuș de ou, cum ar fi uleiul de măsline, cum ar fi o vitamina A. Gălbenuș deja, de ou? Deja, cred că, Denisa, deja cred că putem spune că doamna Nina Gândea în acest moment ne-a recomandat o mască de păr, ce zici? Exact. Eu de unde să știu? Păi uite, eu la concluzia asta am ajuns. Acum am înțeles.
Eu sunt artistă. Asta mă obligă să am tot felul de coafuri în spectacole. Nimic exagerat, dar totuși folosesc feonul. Trebuie să dau forma părului. De ce trebuie să aibă mama grijă pentru a nu-mi strica părul? Feonul, din păcate, ca și placa pe care în general toată lumea o folosește, deteriorează firul de păr. Da? Este bine să folosim feonul cât mai rar. Asta înseamnă că după ce vă spălați pe păr, să lăsați să se zvânte el de la sine, da? Nu spune nimeni să nu folosiți și un fön, la, eu știu ce ocazii mai speciale, și o perie. Periile în general se aleg la fel, tot în funcție de specificul fiecărui tip de păr. Adică? Adică cu cât părul este mai lung, cu atât, de exemplu, diametrul periei trebuie să fie mai mare. Dacă este un păr fragil, da, trebuie să avem mare grijă ce tip de perie alegem. Interesant! Am auzit că există concursuri de coafuri. Cum este acolo? Ce se întâmplă? E frumos? Este fantastic. La concursurile de coafor participă mai mulți concurenți din multe țări, ca să zic așa. Ei acolo fac tunsori și coafuri contra cronometru. Iar cei din spate, ca să zic așa, urmăresc aceste coafuri și aceste tunsori să fie cât mai bine realizate și cât mai repede realizate. Și de aici se câștigă diferite premii. Înțeleg că este și vorba de un juriu, de fapt, practic care urmărește. Este un juriu, sigur, în spatele acestui concurs. Dacă e concurs, înseamnă că sunt arbitri. Sunt și arbitri care stau și urmăresc ceea ce ceilalți realizează. Cum se pregătește cineva pentru concurs? În spatele acestui concurs, să știți că este o muncă asiduă și ani de zile în care stilistul își practică meseria cât se poate de bine. De exemplu, nu neapărat vechimea, cât îndemânarea și priceperea contează foarte mult la un artist. Mulțumesc! Plăcere! Am văzut la fete mai mari, cam de 15-16 ani, că încearcă să schimbe culoarea părului. Nu este prea devreme? Pot apărea probleme? Dacă da, care sunt? Nu este indicat sub nicio formă să începem de la o vârstă atât de fragedă, să punem pe păr vopsea, decoloranți și așa mai departe. Dar de la ce vârstă? Este indicat ca după vârsta de 20 de ani să începem ușor, ușor, să facem o transformare, ca să zic așa, cât mai târziu? Plăcută ochiului. Nu. Nu. Cu cât folosim aceste vopsele și decolorante pentru păr, da, cu atât părul se degradează și devine tern și casant, da, vârfurile se despică, ca să zic așa, și aspectul părului este cât mai urât. Și rămâne așa toată viața? Și rămâne așa până vă veți tunde la un moment dat vârfurile acelea deteriorate. Deci se poate repara, nu? Se poate repara, dar să știți că este indicat să nu vă faceți acest lucru, pentru că și rădăcina de la o vârstă atât de fragedă spune cuvântul. El poate să cadă, de exemplu. Sunteți una dintre cele mai bune stiliste. Dacă vine cineva la dumneavoastră și nu știe ce vrea sau ce îi stă bine, cum procedați? Care sunt secretele alegerilor pe care le faceți? În primul rând și în primul rând, ca să realizezi o tunsoare sau o coafură bună, nu? Trebuie să pornești de la fizionomia feței, de la tipul de păr, să zic așa, și în funcție de ele, de vârstă, de personalitate, nu? Și în funcție de ele încep să construiești, ca să zic așa, o tunsoare sau o coafură cât mai plăcută ochiului.
Știi la ce mă gândesc eu, Nina, în acest moment? Uite, tot avem o domnișoară foarte curioasă aici cu noi în platou. Ce ar fi să-i sugerezi? Cam ce i s-ar potrivi? Ca și tunsoare, bănuiesc. Ca și tunsoare, da. Hai să vedem. Pentru că de coafură nu se pune... Vorbim mai târziu, după sigur că da, 20 sigur de că ani. Da. Ca și tunsoare, eu i-aș recomanda o tunsoare până la linia umerilor. Are și un gât mai lung, ca să zic așa, și o față ușor prelungă. Și i-ar mai sta foarte bine și cu un bob. Mulțumesc pentru prezență și răspunsuri. Domnișoara Irina, ce ați selectat pentru partea muzicală ce urmează? Păi ce am selectat, oare? Nu știu, uite, eu aș vrea să-l întreb pe Radu ce am selectat. Radu, tu crezi că știi ce am selectat? Mi-ai ghicit cumva gândurile? Știi, Radu, știi? Spune. Ce să știu? Știi ce am selectat pentru partea muzicală? Intuiția ce-ți spune? Spune! Partea muzicală? Partea muzicală în ceea ce mă privește pe mine sau pe invitat? Nu în ceea ce te privește pe tine, pentru invitatul surpriză de astăzi. Crezi că va interpreta o melodie lentă, una ritmată, o piesă din folclor? Nu știu, dacă e surpriză, să aflăm. Hey, Radu, aveam mai multe așteptări de la tine, doar tu ești prezent în multe emisiuni. Cum, încă Radu, nu știi? Radu, fără, Radu! Concentrează-te! Radu! Nu știu. Nu știe. Nu știe, Denisa, nu știe. Îți dai seama? Eu știi cred că ar trebui să știe. Ar trebui să știe, dar hai să facem așa. Nu vrei tu să ascultăm înainte melodia și după aceea să-l întrebăm pe Radu cum i s-a apărut melodia și cum este? Nu-i mai bine așa? Ca să nu-i descoperim surpriza și să-l lăsăm în suspans. Ca altă dată să știe absolut tot. S-auzim. S-auzim. It's been said and done. Every beautiful thought's been already sung. She's guessed right now. Here's another one. Sung your melody. We'll play on and on. With the best of them. You are beautiful. Like a dream.
tongue. Frumos! Domnule Grațianu, ce părere aveți despre invitata noastră? Într-adevăr, a fost o surpriză foarte plăcută. Deși, dacă stau să mă gândesc bine, nu mai e chiar o surpriză. Evelin, nu mai e o surpriză pentru tine, nu? Poftim? Evelin, nu mai e o surpriză, e o surpriză foarte plăcută. E o surpriză pentru alții, poate, dar eu am auzit-o de mai multe ori cântând și îmi place foarte mult cum cântă. Chiar aș dori într-una din edițiile viitoare, poate să facem un duo. Asta la Academie și voi stabili eu. Iar încep să vorbești mult. Știu că acum nu eu sunt moderator, dar totuși, te rog frumos, eu stabilez la Academie ce se întâmplă. Lăsați-mă să închei. Doamna Gândea, mă bucur mult că am stat de vorbă. S-a mai încheiat o ediție a Mini TV Show! Timpul a trecut mult prea repede, parcă spoară. Ajuns aici, vreau să mulțumesc în primul rând dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. În același timp, mulțumesc invitatei noastre, doamna Nina Gândea. Le sunt recunoscătoare domnișoara Irina Haideț și prietenei mele, Evelin Iuliadicu, dar și domnului Radu Grațianu și întregii echipe. Vreți să știți mai multe despre noi? Vă invităm pe pagina noastră de Facebook, cum se numește? Firește că Mini TV Show! Echipa emisiunii vrea să vă ofere și alte ediții interesante. Pentru că vă respectă și vă iubește. În fața dumneavoastră mă înclin.